Asia. Servus telefonul fix la voi. Țin să vă anunț că discursul pe care îl voi ține se află deja pe telefoanele voastre mobile. Ați găsit? Poate l-ați căutat bine. N-ați găsit? Atunci e clar că trebuie să mă ascultați. De fapt, mă uit la discursul pregătit și constat că cea mai importantă parte se găsește în pauzele dintre cuvinte. Să începem. Doamnelor și domnilor profesori, dragi părinți și stimați invitați, mă numesc Macovei Crisnersi, sunt absolventa clasei a 8-a și sper să nu plângeți până la final. Când am început gimnaziul, fiecare dintre noi a primit măcar o dată întrebarea următoare. Ce vrei să te faci când vei fi om mare? Astăzi, va trebui să oferim parțial răspuns la această întrebare. E drept că în acel moment visam că vom deveni mari pictori, compozitori, arhitecți, interpreți, dansatori, actori și tot ce mai ține de artă. Nici prin capul ne trecea că în cei 4 ani vom găsi profesori dedicați, ce ne vor oferi îndrumarea necesară. Profesori, uneori haioși, ce să mai, unii chiar amuzanți. Doamna dirigintă, pe bune! Nu ne-am gândit niciodată că ne vom bate la biologie să stabilim cine să fie ascultat primul. Sau că atunci când eram întrebați la ora de română cine să fie primul la prezentarea temei, în clasă se așteptă o liniște de mult. Ceva gen... Cum să ne treacă prin cap că Mario va avea compuneri atât de haioase? Mario, te rugăm să scrii o carte. Cu siguranță va deveni bestseller, iar lumea chiar are nevoie de mai mult zâmbet. Oare s-a gândit cineva că pachetelul cu mâncare se va împărți între colegi și vom mânca cu atâta poftă bunătățile aduse la școală? Georgiana, cine să-și imagineze că doamna Mândru, profesoara de chimie, ne va cere să facem în clasă un loc de dat cu capul? Acum, ne pare rău că nu l-am făcut mobil. Din ce am auzit de la colegii mai mari, e posibil să mai avem nevoie de el și pe parcursul liceului. Rămâne totuși întrebarea. Ce vrei să te faci când vei ajunge om mare? Doamnelor și domnilor profesori, dragi părinți, ne-ați învățat câte puțin să devenim oameni. E doar începutul. Peste ani ne vom întâlni și vom descoperi că am ajuns și mai. Vă mulțumim!